Comuna Comana, din județul Giurgiu, reprezintă o destinație de excepție pentru cei care își doresc să evadeze pentru scurt timp din capitală. Cel puțin 4 obiective turistice puteți vizita la Comana: Moara de Hârtie, Mănăstirea Comana, Ctitoria Domnitorului Vlad Țepeș, Parcul Natural de Aventură Comana și Delta Neașlovului, fiind considerată a doua delta a României după Delta Dunării. Tot în localitate mai puteți vizita și casa scriitorului Gelu Naum, pe care noi nu am avut norocul să o găsim deschisă. Lângă Parcul de Aventură Comana, în pădure, la aproximativ 3 km, se află Fântâna lui Vlad Țepeș, fântâna unde se presupune că a fost ucis domnitorul Vlad Țepeș. Pe strada Radu Șerban, numărul 392, în comuna Comana, din județul Giurgiu, găsiți o impresionantă mănăstire, una dintre cele 3 ctitorii ale temutului domnitor Vlad Țepeș, fiul lui Vlad Dracul. Mănăstirea Comana a fost ctitorită de Vlad Țepeș la anul 1461, gândită inițial ca o mănăstire cetate, care însă s-a ruinat până la sfârșitul secolului al XVI-lea. Locul pe care a fost înălțată mănăstirea inițial era o insulă, în mijlocul mlaștinilor. Râul Câlniștea, aflat în partea de răsărită a satului Comana, întâlnește în cale balta Comanei pe care o străbate și din care se desprinde în fața mănăstirii. Un document datând de la 27 septembrie 1461, emis de cancelarea domnitorului Vlad Țepeș, menționa că, citez, ca să fie hotarul mănăstirii până unde se împreună cu balta Comanei, drept în iezerul Câlniștei. Am încheiat citatul. Decembrie 1476. Domnitorul Vlad Țepeș este ucis pe drumul București-Giurgiu. Trupul său a fost înmormântat în cinstita sa ctitorie la mănăstirea Comana, iar capul i-a fost trimis la poartă de rivalul său Basarab Laiotă. În anul 1588, boierul Radu Șerban din Coiani începe zidirea unei mănăstiri la Comana pe pământurile moștenite de la mama sa, Maria. Radu Șerban clădește pe ruinele vechii mănăstiri o biserică cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. 1609. Radu Șerban, devenit domn al țării românești, în august 1602, zugrăvește biserica de la Comana, punând să se intervină în pictura tabloului votiv ce le reprezintă prin adăugarea însemnelor domnești. 1640. Ana Cantacuzino și sora sa Elina, soția boierului Radu Șerban, vor aduce rămășițele pământești ale lui Radu Șerban, decedat la Viena în anul 1620, și ale lui Nicolae Pătrăscu, decedat în anul 1627, și le vor îngropa la mănăstirea Comana. Lespedea gropii comune de la Comana va fi pusă ulterior anului 1640. 1677. Drăghici Cantacuzino, mort la Constantinopol, este adus în țară de fiul său, Șerban, și înmormântat la mănăstirea Comana. 1699. Este înmormântat aici și Constantin, fiul spătarului Drăghici. Între anii 1699-1701, marele vornic Șerban Cantacuzino începe restaurarea mănăstirii Comana. 1703. Vornicul Șerban Cantacuzino zidește paraclisul Sfântului Spiridon și Eftimie pe latura de sud-est a mănăstirii. August 1709. Vornicul Șerban Cantacuzino este înmormântat la Comana, la fel și prima sa soție Maria. Mormântul celui de-al doilea ctitor nu se mai cunoaște la Comana. El va fi distrus odată cu celelalte morminte în anul 1854 de către călugării greci. 1728.
Mănăstirea Comana este închinată Patriarhiei Sfântului Mormânt din Ierusalim de către domnitorul Nicolae Mavrocordat, ca urmare a lipsei moștenitorilor direcți a ectitorului care să se îngrijească de soarta mănăstirii. În această perioadă începe declinul mănăstirii Comana, pierzându-se și o parte dintre moșiile și averea acestei mănăstiri. Decembrie 1769. Sfânta mănăstire Comana a fost asediată timp de 3 zile de către un detașament turcesc din Giurgiu și cu această ocazie și-au pierdut viața aici voluntarii români conduși de Pârvu Cantacuzino, care au încercat cu prețul vieții să salveze mănăstirea. 11 octombrie 1802. Un puternic cutremur va afecta grav întregul ansamblu mănăstiresc. 1847. Arhitectul Schlatter ridică problema unor reparații propunând o reclădire din temelii, considerând că reparații nu se mai pot face. 1854. Încep lucrările de reamenajare la Sfântul Locaș. Se reface din temelii biserica, schimbându-i se aspectul din timpul ctitorului Radu Șerban. 1863. Odată cu secularizarea averilor mănăstirești, călugării greci părăsesc mănăstirea Comana. 1876. Lacurile și mlaștinile din prejurul mănăstirii au fost secate în parte pe o întindere de 500 de pogoane, din ele rămânând până în zilele noastre un singur heleșteu. În timpul primului și celui de-al doilea război mondial, mănăstirea Comana a căzut din nou în paragină. Timp de un secol, la mănăstirea Comana nu s-a mai făcut nicio reparație. Alături de rămășițele ctitorilor, în urma lucrărilor din 1971, s-au mai descoperit două morminte, cel al Ancuței, fica lui Radu Șerban, și într-un mormânt de mici dimensiuni, rămășițele lui Mihail Pătrașcu, fiul Ancuței și al lui Pătrașcu Voievod, copil mort de ciumă la anul 1655. Mănăstirea Comana este grav avariată după cele două cutremure din anii 1977 și 1986, când s-a decis ca Sfânta Mănăstire să fie consolidată în întregime și repictată. 1991. După căderea comunismului și cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoptist, Mănăstirea Comana redevine mănăstire de călugări. 1998. Este terminată repictarea bisericii. 27 septembrie 2011. Se împlinesc 550 de ani de la prima sa atestare documentară, 1461-2011. În curtea mănăstirii, lângă biserică, se află mausoleul eroilor căzuți în primul război mondial. În toamna anului 1916, în incinta mănăstirii Comana, trupele germane conduse de feldmareșalul Anton Ludwig August von Mackensen au început amenajarea unui cimitir de campanie, fiind înhumați aici 516 eroi căzuți în luptele de pe malul Neașlovului, români, germani, bulgari, turci, identificați sau neidentificați. 1919. Societatea Cultul Eroilor a hotărât construirea unui mausoleu în incinta mănăstirii Comana, pe baza indicațiilor primite de la marele istoric român Nicolae Iorga. 1926. Încep lucrările la mausoleul eroilor de formă rectangulară, ridicat pe ruinele fostului paraclis al mănăstirii. Fațada principală a osoarului conținea elemente arhitecturale copiate după cele ale mănăstirii Comana, coloanele, arcada și capitelurile. Lucrările la mausoleu au durat 6 ani, până în 1932. Inițial au fost depuse oseminte a 564 de eroi, identificați și neidentificați. Numele militarilor identificați au fost inscripționate pe plăci din marmură, iar la intrarea în mausoleu au fost dăltuite versuri ale poetului Mircea Rădulescu. Cei ce căzut au pentru țară, pe lanul câmpului bogat,
jertfiind o întreagă primăvară, nu au murit, ci au înviat. Mausoleul eroilor este impresionant nu doar prin construcție, ci și prin contactul direct al vizitatorului cu osemintele bravilor eroi ce și-au jertfit viața și a căror memorie trebuie păstrată vie de-a lungul veacurilor. Emoția ne-a cuprins pe loc și, parcă ghidați de cineva nevăzut, am păstrat câteva momente de reculegere în memoria eroilor și a marelui istoric Nicolae Iorga. Vă mulțumim pentru vizionare și vă rugăm să vă abonați la canalul nostru, să ne dați like și subscribe pentru a primi notificări atunci când vom posta noi filmulețe.